Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Consilierii locale ai municipiului Reghin s-au reunit în ședință ordinară joi 17 martie ora 13 la sediul primăriei. Ordinea de zi a cuprins 22 de proiecte de hotărâre, dar și analiza situației operative înregistrate de poliția municipiului Reghin și activității desfășurate în anul 2015, precum și punctul de discuții diverse. Toate proiectele au fost adoptate, mai puțin cel care a privit aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a municipiului Reghin în dosarul înregistrat la Tribunalul Mureș, secția penală. Întâlnirea a fost transmisă în direct la Dareghin TV. Consilierii locali s-au reunit în ședință ordinară joi 17 martie ora 13 la sediul primăriei municipiului Reghin. Ordinea de zi a cuprins 22 de proiecte de hotărâre, dar și analiza situației operative înregistrate de poliția municipiului Reghin și a activității desfășurate în anul 2015, precum și punctul de discuții diverse. Toate proiectele au fost adoptate, mai puțin cel care privește aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a municipiului Reghin în dosarul înregistrat la Tribunal Mureș, secția penală. Astfel, consilierii locale au vorbit despre aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016. Totodată au fost alocate sume din bugetul local necesare deplasării ansamblului artistic Stejerelul într-o localitate din Turcia, dar și a trupelor de teatru din cadrul Liceului Tehnologic Petru Maior în Ungaria. Consilierii locale au vorbit și despre aprobarea planului urbanistic zonal privind reglementarea zonei în vederea construirii de locuințe în Reghin, zona Strada Pandurilor. Al cincilea proiect de hotărâre a adus în discuție planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Reghin. Consilierii locale au vorbit și despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție modernizare străzi în municipiul Reghin, lot 2. Proiectul de hotărâre cu numărul 7 a adus în discuție actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție asfaltarea străzilor Pietroasei și Pășunii din municipiul Reghin. A fost aprobată totodată prelungirea prin act adițional a duratei contractului de închiriere pentru spațiul în care funcționează grădinița cu program normal numărul 7 din Apalina. Ordinea de zi a cuprins și stabilirea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligații fiscale de plată restante. Consilierii locale au vorbit și despre prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL. Proiectul de hotărâre cu numărul 18 a adus în discuție aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Pe ordinea de zi a fost cuprins și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat, ce sunt administrate de SCR AGCL S.A. Reghin pentru anul 2016. A urmat pe ordinea de zi aprobarea listei de priorități, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială destinată chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2016. În finalul întâlnirii a fost prezentată și analiza situației operative înregistrate de Poliția Municipiului Reghin și a activității desfășurate în anul 2015. Ședința ordinară s-a încheiat cu punctul de discuții diverse. Întâlnirea a fost transmisă în direct la Dareghin TV. Contribuabilii persoane fizice și juridice care au obligații fiscale restante la 30 septembrie 2015 și neanchitate până în prezent pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere în cotă de 70%. Acest lucru în condițiile achitării integrale a debitelor restante până la data de 31 martie 2016, anunțat Primăria Municipiului Reghin. Notificarea intenției de a beneficia de anularea majorărilor de întârziere se depune la Centrul de Informare a Cetățeanului în atenția Serviciului Impozite și taxe. Contribuabilii pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere în cotă de 70%. Anunțul făcut de Primăria Municipiului Reghin îi privește pe contribuabilii persoane fizice și juridice care au obligații fiscale restante la 30 ianuarie 2015 și neachitate până în prezent. Aceștia pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere în cotă de 70% în condițiile achitării integrale a debitelor restante până la data de 31.03.2016. Acest lucru conform unei hotărâri de Consiliul Local al Municipiului Reghin. Contribuabilii care se regăsesc în această situație vor depune notificare privind intenția de a beneficia de anularea majorărilor în cotă de 70%, urmând a fi înștiințați asupra sumei de plată totală. Notificarea se depune la Centrul de Informare a Cetățeanului în atenția Serviciului Impozite și Taxe.
Este oficial, riscăm să fim amendați dacă fumăm în spații publice închise. Amenzile pot fi aplicate de reprezentanții structurilor MAI, Poliție, Jandarmerie, ISU, Poliția de Frontieră, dar și Poliția Locală. Pompierii mureșeni spun că nu vor efectua controle tematice speciale pentru această lege, dar vor urmări respectarea ei în cadrul verificărilor. Aceștia fac apel la toată lumea să nu sune la 112 pentru a nu supraaglomera această linie de urgență la care sunt anunțate incidentele grave. Fumatul este interzis prin lege în toate spațiile publice închise din România, cu două excepții, închisorile și locurile special amenajate din zonele de tranzit ale aeroporturilor. Poliția, jandarmeria sau șefii de la locul de muncă ne pot amenda cu până la 500 de lei dacă nu respectăm legea. Potrivit guvernului, spațiul închis este acel spațiu cu un acoperiș delimitat de cel puțin doi pereți. Guvernul spune că nu contează dacă pereții sunt din cărămidă de lemn sau chiar folii de plastic. Fumatul este interzis și în baruri sau restaurante, discoteci sau pizzerii. Pe listă intră și magazinele sau mall-urile care au avut până acum locuri special amenajate. Fumatul este interzis și în spațiile comune ale clădirilor în care locuiți. Potrivit guvernului, este permis fumatul în mașina personală, dar nu și în mașina de serviciu sau în taxiuri. Greu însă de făcut diferența în trafic. Nu se mai poate fuma pe peroane sau în refugii închise, cum este, de exemplu, stația de autobuz. Dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să pășim în afara stației. Pompierii mureșeni spun că nu vor efectua controle tematice speciale pentru această lege. Noi, ca și până acum, o să desfășurăm activități de control și verificăm și acest aspect referitor la modul de reglementare a fumatului, ca parte a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Nu o să facem din apariția acestei legi, știu eu, o activitate diferite față de ceea ce a fost acum, până acum, adică să desfășurăm anumite acțiuni dedicate acestui aspect. Pompierii fac apel la toată lumea să nu sune la 112 pentru a nu supraaglomera această linie de urgență la care sunt anunțate incidentele grave. În ceea ce privește partea, să zic, de sesizări din partea cetățenilor, probabil că s-a gândit lumea că se vor prelua pe numărul de apel 112. Vreau pe această cale să comunic populației județului Mureș că acest număr de apel 112 este destinat urgențelor și situațiilor care pun în pericol viața, integritatea și bunurile semenilor. Ghidul antifumat adoptat de guvern explică și o întreagă listă de sancțiuni. De exemplu, angajatorii își pot sancționa salariații. Pedepsele pornesc de la un simplu avertisment scris și pot ajunge până la reducerea salariului sau desfacerea contractului de muncă. Fumătorii care sunt prinși de poliție sau jandarmerie că trag un fum într-un loc unde fumatul este interzis, riscă amenzi de la 100 la 500 de lei. Iar proprietarii de clădiri în interiorul cărora se fumează riscă amenzi de la 5.000 la 15.000 de lei, iar în cele din urmă autoritățile pot chiar să le închidă unitățile în interiorul cărora se fumează. Măsuri de sancționare pot lua conform legii reprezentanții structurilor MAI, Poliție, Jandarmerie, ISU, Poliția de Frontieră, dar și Poliția Locală. Municipiul Reghin este pregătit din punct de vedere al curățeniei pentru primăvară. Aceasta deoarece joi, 17 martie, s-a încheiat prima etapă a salubrizării, cuprinsă în cadrul programului Curățenia de Primăvară 2016. S-au adunat obiecte de uscasnic și gospodăresc, deșeuri de echipamente electrice și electronice, precum și deșeuri vegetale, rezultate din igienizarea zonelor verzi aferente gospodăriilor, populație și cartierelor din municipiul Reghin. Cea de-a doua etapă a colectării deșeurilor va avea loc între 18 și 21 aprilie 2016. Joi, 17 martie, s-a încheiat prima etapă a salubrizării generale a municipiului Reghin. Colectarea deșeurilor s-a efectuat în perioada 14-17 martie 2016, iar cea de-a doua etapă va avea loc între 18 și 21 aprilie 2016. Acțiunea de salubrizare generală a localității este cuprinsă în cadrul programului Curățenia de Primăvară 2016, iar colectarea deșeurilor s-a făcut de către echipele de lucru. În campanie se colectează inclusiv obiecte de uz casnic și gospodăresc, piese de mobilier, mochete, biciclete, materiale textile, uși, geamuri, deșeuri de echipamente electrice și electronice, precum și deșeuri vegetale, rezultate din igienizarea zonelor verzi aferente gospodăriilor populației și cartierelor din municipiul.
municipiul Reghin. Locuitorii și asociațiile de proprietari sunt rugați așadar să își curețe imobilele, curțile și grădinile și să depună deșeurile adunate în zona special amenajată, adiacentă containerelor menajere pentru locuitorii cartierelor de blocuri sau la marginea trotuarelor pentru locuitorii de la case. Acestea vor fi ridicate și transportate de către echipele de lucru în zilele programate. Trei școli din Reghin vor primi fiecare câte 20.000 de euro. Aceasta întrucât proiectul educațional Olimpiadele K, ce a mobilizat 1.190 de instituții de învățământ din întreaga țară, își anunță învingătorii. După câteva luni de muncă în echipă, coordonare, mii de activități desfășurate și încărcate pe platforma online www.olimpiadeleka.ro, 103 echipe formate din elevi creativi și profesori pasionați de schimbare socială, fruntașii olimpiadelor implicării în comunitate, vor fi recompensați pe măsură. Premii în valoare de 2.090.000 de euro. Proiectul educațional Olimpiadele K, desfășurat la nivel național cu premii în valoare de 2.090.000 de euro și a desemnat câștigătorii etapei finale. Trei dintre aceștia sunt școli din Reghin care vor primi câte 20.000 de euro. Este vorba despre Școala Gimnazială Florea Bogdan, Liceul Tehnologic Petru Maior și Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu. Pentru a fi câștigătoare, unitățile de învățământ au format echipe de elevi și dascăli și au desfășurat acțiuni de diferite categorii pentru care au primit punctaje. Întreg procesul de selecție a câștigătorilor a avut la bază un sistem electronic. Școala noastră s-a implicat în derularea acestui proiect, alături de alte unități școlare din întreaga țară. Prin efortul conjugat al colegilor, elevii din întreaga școală au participat la 106 activități din următoarele domenii: mediu, sport și sănătate, creativitate și tradiții, știință, cultură și educație. Iar rezultatul este că din totalul de 7.800 de puncte posibile, noi am acumulat 7.700, astfel încât am câștigat acel premiu de 20.000 de euro. 20.000 de euro pentru o școală ca Alexandru Ceușanu din Reghin ar însemna bugetul pentru investiții pe 2 ani. Suma vine ca o adevărată binecuvântare, care va contribui la creșterea condițiilor de dotare și învățare a elevilor. Vom avea grijă să facem o investiție bună pentru a, sau care va duce la creșterea calității actului educativ. E vorba în primul rând de investiții în aparatură didactică, în materiale didactice sau poate chiar achiziționarea unor obiecte de inventar mai scumpe, tehnică de calcul, imprimante. Toate acestea se vor hotărî în Consiliul de Administrație. Anul trecut, de exemplu, pentru obiecte de inventar, am avut aproximativ jumătate din această sumă și ea a fost folosită în mod corespunzător pentru achiziționarea unor obiecte de inventar absolut necesare bunei desfășurări a procesului de învățământ. Programul Olimpiadele K și-a propus să încurajeze desfășurarea de activități educaționale în școli în afara orelor de curs, pentru a stimula în rândul copiilor și tinerilor creativitatea, talentul, spiritul civic, lucrul în echipă și alte abilități. S-a adresat tuturor instituțiilor de învățământ din România. Peste 1.190 de instituții s-au mobilizat începând cu luna septembrie și au desfășurat în total 57.474 de activități educaționale din cele patru domenii de implicare stabilite de program: mediu, sport și sănătate, creativitate și tradiții, știință, cultură și educație. Creștinii ortodoxi marchează anual la data de 17 martie sărbătoarea Preacuviosului Părinte Alexie. Născut la Roma, a fost singurul copil al nobililor Eufimian și al Aglaidei. Alexie, din calendarul popular, este considerat a fi patronul tuturor viețuitoarelor care au hibernat în subteran sau au stat ascunse sub coaja copacilor și care se trezesc acum la viață. În această zi este interzis să munca în gospodărie, dar se fac totodată și previziuni meteorologice. Anual, la data de 17 martie, este marcată sărbătoarea Preacuviosului Părinte Alexie. Acesta s-a născut la Roma fiind singurul copil al patricianului Eufimian și al Aglaidei, care erau de neam nobil și bogați. Sărbătoarea are mai multe denumiri, dar vine și cu interzicerea lucrului în gospodărie.
Sărbătoarea are un caracter tabuistic, fiind marcată de interdicția de a nu se lucra în gospodărie în această zi și de practici de apărare și de și terapeutice specifice medicinii empirice. Substratul mitologic al sărbătorii este potențat de legendele despre Alexie, care este un personaj creștin, în care el este descris ca un om evlavios, la moartea căruia s-au produs minuni. Era interzis de asemenea a se aduce în casă lut și surcele, iar dacă lutul era adus din timp, acum se înmuia cu apă și se astupau cu el toate găurile și fisurile de la sobă, crezându-se că în felul acesta se astupau și ochii șarpelui, iar oamenii erau feriți de mușcătura lui. Din această zile era permis oamenilor să ucidă șarpele atunci când acesta le ieșea în cale. Alexie, din calendarul popular sărbat în ziua de 17 martie, este considerat a fi patronul tuturor viețuitoarelor care au hibernat în subteran sau au stat ascunse sub coaja copacilor și care se trezesc acum la viață. Sărbătoarea cunoscută sub numele de Alexi face parte din același ciclu ritualic de înnoire a timpului calendaristic în prag de primăvară. În spațiul etnofolcloric mureșan s-au mai păstrat o parte din tradițiile și obiceiurile acestei sărbători. În această zi, țăranii credeau că se deschide pământul și se revarsă insectele și animalele mici, de aceea erau respectate interdicții legate de acestea. Pentru a fi protejați de mușcături și de înțepături, nu se rosteau și nu erau amintite sub nicio formă denumirile acestor insecte. Dis de dimineață, în grădini se aprind focuri ritualice în care sunt puse să ardă fructele sfințite la ziua crucii, 14 septembrie. Tinerii săreau altădată peste focurile făcute din frunzele strânse cu o zi înainte și cocenii adunați de prin grădini, în credința că vor fi feriți de boli pe întreg parcursul anului și, de asemenea, că vor fi feriți de pureci. Focurile aprinse în zorii acestei zile prin livezi sau prin grădinile caselor aveau și o semnificație fertilizatoare, fiind un important moment în calendar. Darul pomicul tradițional, dar și o zi în care se făceau previziuni meteorologice. Dacă ieșeau insectele, dacă apăreau insectele înainte de Alexi, era un semn că vremea se va răci, că va fi îngheț. De asemenea, fenomenele naturii, fulgerele și trăsnetele erau interpretate ca semne de vreme rea, care prevesteau o recoltă distrusă. Femeile obișnuiau să ia cărbun din focul aprins în castroane sau căni și să afume pe rând fiecare arbore fructifer din livadă, înconjurând și gospodăria de trei ori. De asemenea, se considera că spiritele malefice din natură, precum și toate jivinele cuibărite în jurul casei în timpul iernii, puteau să fie îndepărtate cu ajutorul zgomotelor făcute prin baterea în diferite obiecte metalice. Bani de liceu și burse profesionale sunt cele două programe de finanțare a elevilor care se derulează la Liceul Tehnologic Petru Maior și în acest an școlar. Suma lunară de 180 de lei sub forma banilor de liceu este obținută de elevii care provin din familii defavorizate cu condiția să nu înregistreze absențe la orele de curs. Câte 200 de lei lunar pe care îi primesc elevii claselor profesionale ajung în această perioadă la 39 de adolescenți care învață la Liceul Petru Maior din Reghin. Elevii care provin din familii defavorizate sau urmează școlile profesionale pot beneficia de sume lunare. Condiția este să nu înregistreze absențe nemotivate de la orele de curs. Programul Bani de Liceu are în acest an aproximativ 40 de beneficiari la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin. La banii de liceu am avut un număr de 45 de elevi, dar din păcate unii dintre ei au pierdut aceste drepturi. Datorită nefrecventării cursurilor sau scăderii notei la purtare sub un anumit prag, trebuie să îndeplinească un anumit nivel maxim de venituri per membru de familie. E vorba aici, în general, de elevii care, al căror părinți nu obțin venituri, nici venituri agricole, nici din alte surse. 180 de lei este suma lunară de care au parte elevii din cadrul programului Bani de Liceu. Cei care învață la școala profesională primesc lunar 200 de lei dacă nu lipsesc de la ore. La bursele profesionale
Am pornit tot așa cu un număr de 45 de elevi, din păcate și acolo bursele se sistează la un anumit număr de absențe și acolo momentan mai sunt 39 de beneficiari. E vorba de toți elevii din școala profesională, elevii de școală profesională, trebuie să, ca și condiții de venituri, nu trebuie să îndeplinească niciun fel de condiții, doar ca ei să aibă frecvență la școală. La un număr de absențe se reduce, se pierde bursa profesională pe timp de o lună, pe două luni sau depinde de numărul de absențe nemotivate care se acumulează. Un alt program național destinat elevilor este Euro 200 pentru achiziționarea de calculatoare pentru uz personal. Acest program însă și-a pierdut din beneficiari în ultimii ani. În școala noastră nu avem beneficiari, n-am avut nici anul trecut beneficiari, doar acum 2 ani am avut beneficiari ai acestui program. Oare de ce? În principiu, din cauza faptului că nivelul de venit pe care trebuie să-l ai pentru a beneficia de acest ajutor guvernamental este scăzut și atunci puțină lume se încadrează și în afară de aceasta, pentru configurația minimă necesară pentru care se acceptă acest program, mai trebuie completată cu o anumită sumă de bani. Pe lângă aceste 3 programe sociale în școli, Ministerul Educației mai derulează în România alte 3 programe, Cornul și Laptele, rechizite școlare și burse. La mulți ani, zi de zi. Cotidianul împlinește 12 ani de activitate, 12 ani de când este prezent în casele oamenilor cu informații de interes. La ceas de sărbătoare, fondatorul ziarului, Aurelian Grama, rememorează începuturile și observă cum stă situația acum, după mai bine de un deceniu de activitate. Totodată a transmis celor care le sunt alături mesaje de mulțumire, dar și să le fie aproape pe viitor. De 12 ani este prezent în casele oamenilor cu informații de interes. Cotidianul zi de zi marchează împlinirea peste un deceniu de activitate, iar la acest aniversar, fondatorul ziarului Aurelian Grama transmite mulțumiri tuturor celor care îi sunt aproape zi de zi. Mulțumesc de urări, mulțumesc de participare alături de zi de zi la aniversarea de 12 ani. Cum să mă simt? Fiica mea, Nedeia, merge la școală, are 6 ani. 12 ani, jumatea distanței cât are Nikita, care face 21 de ani peste o lună. Între ele sau cu ele, departe de casă, dar cu o echipă serioasă la Târgu Mureș, cu corespondenți într-o vreme, dar cu colegi mulți din Reghin acum. Facem un ziar bun, eu cred că cel mai bun și cred că cel mai frumos, cel puțin, din Transilvania. Ne bucurăm că ne citește lumea și pe online. Nu-i cazul încă să punem preț pe online. Avem un print frumos, avem o speranță de viitor. Cu tot atât de multe speranțe ca și acum 12 ani, fondatorul ziarului rememorează momentele de la începuturi și le compară acum cu prezentul. La început am pornit cu bani din profitul de la ziarul de Mureș. A fost echipă nouă, acum este echipă mică, dar cu o serie de jurnaliști deja cu experiență de peste un deceniu în presă, diferit ca și viața noastră. Pe vremea aceea aveam mai multe speranțe, pe vremea asta nu că le avem mai puține, dar suntem mai circumspecți în ceea ce înseamnă libertatea presei și ceea ce se întâmplă astăzi la nivel național în România cu acest magic cuvânt libertate. Un mesaj de mulțumire le transmite și celor care aleg zi de zi să citească Cotidianul. Despre reghineni, Aurelian Grama spune că îi sunt aproape de suflet. Să fie mai activ, să ne scrie mai des, să ne trimită pozele sau textele lor, să aibă încredere că publicăm și că răspundem de cele mai multe ori când ne cheamă sau ne solicită sau vor să fim alături de ei. Mulțumiri, pentru că toată lumea mulțumește ca la Oscar, dar eu am cui să mulțumesc, am scris astăzi în ziar. Azi vă mulțumesc vouă și reghinerilor care mi-s foarte dragi. Al treilea produs alimentar românesc recunoscut la nivel european cu denumire de origine protejată a ajuns și pe masa guvernanților. Este vorba de telemea, produsă în comuna Mureșeană-Ibănești. Premierul Dacian Cioloș i-a invitat la începutul ședinței de guvern pe miniștrii să deguste brânza. Presa națională scrie că premierul i-a felicitat pe cei care au avut inițiativa să-și protejeze produsul și a făcut apel și la alți producători să facă la fel.
Numele județului Mureș și al comunei Ibănești este pomenit cu cinste la nivel național și acesta datorită unui produs alimentar recunoscut de acum la nivel european. Potrivit Europa FM, premierul Dacian Cioloș i-a invitat miercuri 16 martie la începutul ședinței de guvern pe miniștri să deguste telemeaua de Ibănești. Membrii executivului au sărbătorit astfel includerea acesteia pe lista produselor cu denumire de origine protejată la nivel european. Câțiva ospătari au adus mai multe farfurii pe care se aflau bucăți de brânză de Ibănești, pâine prăjită și salată. Vedeți pe masă câteva farfurii cu brânză telemea de Ibănești. Dacă săptămâna trecută am celebrat salamul de Sibiu ca indicație geografică protejată la nivel european, fiind al doilea produs protejat european, săptămâna aceasta îl avem și pe al treilea, care a fost deja anunțat, telemeaua de Ibănești, o comună din județul Mureș, le-a spus Dacian Cioloș miniștrilor. Premierul i-a felicitat pe cei care au avut inițiativa să-și protejeze produsul și a făcut apel și la alți producători să facă la fel. Cursuri gratuite pentru admiterea la Facultatea de Arte din Târgu Mureș. Cei care doresc să studieze și să aibă o carieră în lumea artei pot urma programul de pregătire ce se va desfășura în weekenduri. Prezent în emisiunea Instituția realizată de Simina Cota, secretarul artistic Laurențiu Blaga a vorbit despre multiplele specializări din care pot alege tinerii, dar și despre posibilitățile pe care le au în timpul anilor de studiu. Veste bună pentru cei care doresc să aibă o carieră în lumea artei, a teatrului și a spectacolelor și vor totodată să urmeze pregătire de specialitate. Universitatea de Arte din Târgu Mureș organizează în ultimii ani ore gratuite de pregătire cu câteva luni înainte de admiterea propriu-zisă. Trebuie să știe eventualii candidați că chiar începând de luna final de martie, dacă nu mă înșel, început de aprilie, există niște cursuri de pregătire gratuite în weekend cu profesorii din universitate în baza unui calendar pe care îl... Sunt multe facilități. Da, sunt foarte multe, pentru că în alte universități din țară aceste cursuri de pregătire sunt contra cost, aici sunt gratuite. Și au ocazia practic să se pregătească până în vară, la prima sesiune de admitere, cu profesorii care îi vor învăța ulterior dacă vor intra. Actorie, coreografie, scenografie ori teatrologie. Acestea sunt doar câteva dintre specializările pentru care pot opta viitorii cursanți. Există specializări precum regia, teatrologia, teatrologie și impresariat artistic. Există clasă de scenografie, există coreografie, scriere dramatică, deci sunt mastere specializate în scriere dramatică, bineînțeles master de actorie și de regie. Cred că de anul viitor va fi și, anul universitar va fi și master de scenografie. Deci sunt multiple zone în care cei care se simt apropiați de fenomen pot încerca. Un alt avantaj ar fi acela că universitatea este în strânsă legătură cu Teatrul Național din Târgu Mureș. Acest lucru oferă multe posibilități studenților de a fi prezenți în spectacole. În ultima perioadă există o legătură foarte strânsă între Teatrul Național și Universitatea de Artă. Foarte multe proiecte se desfășoară în parteneriat. Majoritatea trupei este formată din studenți absolvenți ai Universității de Arte, fie că e vorba de colegi mai în vârstă, fie că e vorba de ultimele generații care au ieșit din școală. În plus, există multe colaborări. Sunt studenți care joacă în spectacolele Teatrului Național. Cei interesați pot afla mai multe detalii de pe site-ul Universității de Arte din Târgu Mureș, uat.ro. Nu trebuie să ratați vineri, 18 martie, în cadrul jurnalului de Reghin, un nou episod din seria Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costea. De această dată, istoricul aduce în atenție informații despre casele cu numerele 56-58 aflate în piața Petru Maior din Reghin. Seria Destin și Istorie, marca Reghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă vineri, 18 martie, în cadrul jurnalului de Reghin. De această dată aflați informații despre clădirile cu numerele 56-58, care încheie seria de case aflate în piața Petru Maior. Construcția de la numărul 56 a fost casa lui Binder Alfred și avea număr vechi 571, iar topografic 880. Casa aceasta, de fapt,
a avut două numere, un număr A și respectiv numărul original. De ce spun treaba asta? Pentru că pe la anul 1918 acest Binder și-a mai construit o casă lângă numărul 56, casa care a devenit numărul 57, unde multă vreme a fost Dorna, acum am văzut că este Czech Bank. Casa de la numărul 57 a fost făcută drept cadou de nuntă pentru fiica lui. La parter, casa a avut de-a lungul timpului multe buticuri, magazine de produse cosmetice, dar și farmacie. Astăzi, numărul 56 se poate asemăna cu numărul 57, cel despre care vă vorbeam. Acum, lângă numărul acesta este numărul 58 pe colț, care încheie sau, dacă vreți, închide piața mare. Aici, pe colț, pe strada Republicii de astăzi, multă vreme a fost o clădire de hotel. Era cunoscut numele de Hotelul Mic. Până prin 1946-47 chiar. Peste drum era situat Hotelul Mare, construit în anul 1862. Clădirea de la numărul 58 a aparținut lui Frisch Karl și a fost construită la 1880. Peste drum era, cum spuneam, Hotelul Vechi și Casa de Bal. Hotelul acesta a funcționat la etaj. La parter a continuat să fie butic. Ultimele buticuri au fost un magazin de metraj, mi-amintesc, condus sau gestionat de cineva pe nume Ciont. Apoi, pe parcurs, a îmbrăcat altă destinație, cum are de fapt și astăzi. Dar mai multe aflați urmărind destin și istorie. Rubrica va fi difuzată vineri, 18 martie, în cadrul Jurnalului de Reghin. Partidă dificilă pentru ASEA Târgu Mureș în etapa a treia a play-off-ului. Echipa antrenată de George Ciorceri întâlnește în deplasare liderul la zi al campionatului, Astra Giurgiu. Mureșenii au un palmares net favorabil în fața giurgiuvenilor, pe care i-au învins categoric în sezonul regulat. Partida de la Giurgiu va avea loc vineri, 18 martie, de la ora 20:30. Meci greu pentru ASEA Târgu Mureș în etapa a treia a play-off-ului. Echipa antrenată de George Ciorceri se deplasează la Giurgiu pentru duelul cu Astra. Statistica e de partea ASEA-ului, care în sezonul regulat i-a administrat două înfrângeri fără drept de apel. În tur, echipa antrenată pe atunci de Vasile Miriuță câștiga la Giurgiu cu 5-1 prin golurile lui Mureșan, Manolov, Axente și dubla lui Iazvici. În retur, mureșenii au învins cu 3-1 și au adus prima victorie cu Bergodi pe bancă. Pentru ASEA marcau pe atunci Gabi Mureșan, Brandan și Luis Pedro. Pentru acest meci, ASEA nu se va putea baza pe suspendații Voiculeț, Marius Constantin, Ramiro Coșta, eliminați în partida cu Pandurii, și pe Gorobsov, eliminat etapa trecută cu Dinamo. În schimb, George Ciorceri îl va putea folosi pe Țucudian, care și-a ispășit etapa primită. Partida de pe stadionul Marina Anastasovici din Giurgiu va avea loc vineri, 18 martie, de la ora 20:30. Rămâneți alături de Dare Ghin TV. Joi, 17 martie, ora 19, Reghin exclusiv la Dare Ghin TV îi are invitați pe jurnalista Mirela Cornea, elevii olimpici la educație tehnologică ai școlii Florea Bogdan și sportivul Adrian Bonțiu. La ora 21, Maria Neag realizează o nouă ediție Dar Rustic. Invitata sa este solista Corina Florea Covaciu. Vineri, 18 martie, la ora 19, Andrada Șerban vă invită la School TV cu o discuție despre ansamblul și orchestra Liceului Petru Maior. De la ora 21, Dare Ghin TV vă oferă teatru. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute Jurnalul Economic, apoi Jurnalul de Astăzi și un episod al campaniei Da pentru Educație. Iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!